Este o greșeală să crezi că groaza este asociată cu întunericul, liniștea și singurătatea. Demonii sunt ca niște câini ascultători. Vin când sunt chemați. Salut, prieteni! Publicat în mai 2021, ilustrează mișcări neobișnuite ale lucrurilor. Pe filmare se poate observa cum bărbatul dormea liniștit, iar paranormalul își făcea de cap. Spiritul, chiar și canându-l pe om, dând pătura jos de pe el. Nu durează mult și vine colegul de cameră, probabil de zgomotul ce l-a făcut scaunul. Un bărbat s-a internat la spital, probabil din cauza problemelor medicale care le avea. Însă într-o noapte, acesta a observat că nu se afla singur în salon. Nu mai mi-ți. Gândul că te duci la spital te îngrozește. Să mai dai și peste așa ceva este inadmisibil, din orice punct de vedere. Un grup de bărbați au renovat acoperișul unei case, iar unul dintre ei s-a gândit să imortalizeze momentul într-o fotografie, așa capturând și entitatea de la geam. Problema este că în casa vecină, la momentul acela, nu se afla nimeni. Deoarece proprietarii erau plecați într-o vacanță. Deci, dacă în casă nu se afla nimeni, ce ar putea fi la fereastră? În Coreea de Sud, o casă este locașul unei entități oarecum bizare. Niște colegi de serviciu s-au întâlnit la unul dintre ei acasă, însă s-a mai strecurat și altcineva. Pare un fals, pentru că cadrul filmării este bine ales. Distanța dintre ei este bine aleasă, încât ca entitatea să se vadă bine. O filmare din iunie 2021 ne arată întâlnirea dintre un șofer și o entitate bizară. Filmarea fiind făcută de camera internă a mașinii. Chipul grotesc cu ochii mari și luminoși îi dă un sentiment de neliniște. Când vede apariția, acesta iasă din mașină. Să fie cineva cu o mască, sau este real? Oricum, șoferul nu o va uita curând.
În timp ce făcea un filmuleț pentru TikTok, ușa din spatele ei se deschide într-un mod misterios. Adolescenta se afla singură în casă. Deci, după spusele ei, dacă nu o persoană a deschis ușa, atunci cine? Oricum ar fi, momentul acela nu o să-l uite prea curând. Copilul familiei se simțea neliniștit în propria casă, spunând părinților că în fiecare seară cineva îl urmărea din întuneric. Părinții au montat o cameră de supraveghere, iar ce au surprins este ceva de groază. Să fie un străin mascat, sau este ceva paranormal? În folclorul japonez, yokai sunt entități sau spirite care apar în primul rând începând cu niște manifestații. Videoclipul în sine a fost postat în iulie 2020. Autorul original nu se cunoaște datorită încărcării frecvente de alți youtuberi. Bărbatul locuiește într-un apartament împreună cu soția sa în Tokyo. O figură stranie apare în spatele bărbatului, sperind-o pe soția sa. Astfel se încheie și filmarea. În aprilie 2019, doi prieteni au decis să folosească aplicația FaceSwap, însă a mai apărut și altcineva în cadru. Dacă privim cu atenție, nu se află nimic în spatele lor. Nici măcar un obiect, ca aplicația să-l confunde cu fața.